Aș vrea să-i mulțumesc foarte mult lui Sorin pentru această oportunitate. Pentru mine e o onoare să fiu aici, mai ales că eu sunt la începutul carierei de psiholog și sunt sigură că am foarte mult de învățat de la voi, nu doar în seara aceasta. Tema acestei cărți este una care poate să pară cumva teoretică și pentru specialiști și pentru oameni care se ocupă în principal cu psihologia, dar sunt absolut convinsă că fiecare dintre noi are niște urme de nu sunt suficient de bun pe undeva, niște urme de a încerca să le facă pe plac celorlalți, a încerca să facă eforturi pentru ca ceilalți să-l placă și așa mai departe, și toate acestea sunt lucruri pe care le rezolvăm până la urmă în terapie și cu ajutorul cărților de genul acesta. Ce lasă în spate mamele narcisice? Sunt multe lucruri pe care le vom analiza în seara aceasta, sper. Nu suntem aici ca să le judecăm pe ele, ci suntem aici cumva ca să ajutăm fiicele să meargă mai departe într-un mod mai convenabil și mai ușor pentru ele, să spunem. Narcisism e un termen care se folosește foarte mult, ne place foarte mult să folosim termeni din psihologie în ultima vreme. Narcisismul nu e neapărat ceea ce se discută pe rețelele sociale și poate aș începe cu asta, Roxana Nicolau, să explicăm un pic ce e narcisismul de fapt și cum îl recunoaștem și cum îl vedem. Oare funcționează? Funcționează. Păi, cumva în ultimii ani există așa o abundență de articole, cel puțin în media, despre cum să scapi de un narcisist în 10 pași, cum să te eliberezi de un narcisist în 5 pași, cum să trăiești viața scăpând de sub jugul unui narcisic. Și, într-adevăr, pentru persoanele care sunt în relație cu o altă persoană cu trăsături narcisice, asta poate să fie o experiență extrem de dureroasă. Revenind la întrebarea ce este și ce nu este, referindu-ne la trăsăturile de personalitate în general, noi toți, ca să ne exprimăm așa elegant, suntem un pic trosniți de câte o trăsătură un pic mai accentuată. Doar că peste un anumit număr de criterii am putea să spunem că o anumită persoană se încadrează la o tulburare de personalitate sau altă. Persoanele cu trăsături narcisice sunt în general recunoscute ca fiind egocentrice, ca fiind extrem de centrate pe sine, ca având un comportament care mai degrabă rănește în relațiile cu ceilalți, extrem de buni profesioniști, îi regăsim foarte mult în mediile de business. În opinia mea, ce nu este narcisismul, nu este o boală. Eu știu că apare în manualul în DSM, da? Narcisismul este o modalitate a copiilor, pe măsură ce cresc, de a face față deprivării emoționale, de a face față unor probleme în zona de atașament, și practic este felul lor în care se apără pe lipsa acestor îndeplinire ale nevoilor de bază. Da? În sine este rezultatul luptei lui de viață. Doar că uneori acest rezultat îi rănește pe ceilalți. Și o să-i las și pe colegii mei să vedem ce mai zic. Te rog. Și pentru că vorbim de 5 sfaturi, 10 sfaturi, astea sunt cumva tot niște lucruri care duc spre narcisism, top 5 variante, cele mai bune variante și așa mai departe, exact. Care poate tot găsi. Da? De-aia poate e bine să ocolim uneori astfel de articole, pentru că ar fi cel mai indicat. Ce aș putea să adaug, deși definiția a fost absolut completă, ce aș putea să adaug este că de cele mai multe ori narcisismul pare să se diferențieze printr-o iubire de sine excesivă, printr-o imagine care vine cu aroganță, care vine cu multă siguranță de sine, cu o imagine a perfecțiunii. În schimb, în realitate, în spatele unei persoane care are
tendință narcisică, se află de fapt extrem de multă nesiguranță. Și ar fi bine să nu confundăm iubirea de sine cu rușinea de sine. Pentru că la bază vorbim despre multă rușine și vorbim de multă nesiguranță de sine. Așa cum spunea colega mea Roxana, vorbim despre acele multiple mecanisme pe care le dezvoltăm ca adulți atunci când în viața noastră de demult, în casa copilăriei, poate a absentat mai mult emoția, afecțiunea, poate a existat neglijență și atunci dezvoltăm poate această tendință narcisică. Narcisismul, cum spunea și Roxana, e o dispoziție psihică fundamentală. Cu toții avem trăsături narcisice, reacții narcisice, ba chiar ne naștem cu un narcisism primar care își are originea în sentimentul de omnipotență pe care îl experimentăm cu toții în etapa de bebeluș, când trăim cu sentimentul că toată lumea e la picioarele noastre și trebuie să stea atenți și ancorați ca nevoile noastre să fie satisfăcute. Doar că treptat, ca bebeluș, experimentăm această omnipotență pe măsură ce creștem, se realizează o diferență între noi și ceilalți și trăim o deziluzie. Și în funcție de cum se realizează această deziluzie, se conturează narcisismul sănătos sau patologic. Dacă deziluzia se realizează într-o manieră abruptă, intensă, imprevizibilă, copilul experimentează un sentiment deficitar al valorii personale și încearcă să compenseze ulterior prin comportamentul său acel sentiment de inadecvare, de nesiguranță. Cam asta. Da, e foarte greu să mai spui ceva după toate cuvintele acestea și descrierea aceasta foarte, foarte bine făcută. Ce vreau să spun este că eu văd narcisismul ca un mecanism de apărare. În momentul în care eu, ca și copil, sufăr, am un comportament de detașare ca eu să nu mai simt durerea. În momentul în care eu ajung să nu mai simt durerea și părintele în continuare îmi transmite niște mesaje dure, dar eu nu mai simt acea durere, ajung să observ beneficiile în a nu simți. Și în momentul în care am ajuns și să devin adult, văd că societatea, inclusiv societatea, mă încurajează la acest comportament. Însemnând ce? Dacă luăm o carte despre narcisism și tăiem titlul și spunem cum să fii un om de succes în 2023, o să vedem că nu prea ar trebui să schimbăm mai nimic în acele cuvinte. Și de aceea e foarte important să înțelegem că în spatele narcisismului, evident, se află o durere, dar comportamentul este încurajat, din păcate, și de societatea aceasta din ziua de astăzi. Iar mama narcisistă este mama aceea pe care o place toată lumea, care este cea mai frumoasă mamă de la școală, care face cele mai bune prăjituri din toată școala și numai copilul ei știe că de fapt acasă lucrurile nu stau așa și că deși în societate copilul este încurajat, vai, dar mănâncă, dacă ți s-a oferit prăjituri acasă, se închide ușa de la dulapul cu dulciuri. Și hai să vorbim un pic într-adevăr despre această mamă narcisistă și să vedem ce lasă ea cumva în spate până la urmă și poate am putea să facem și acea diferențiere între cele două tipuri de narcisiști, pentru că cumva îi vedem doar pe cei de succes și nu îi vedem pe cei care sunt tot narcisiști fiind, sunt dependenți, sunt extrem de dependenți, care au extrem de multă nevoie de atenție, atenția trebuie să fie doar la ei și așa mai departe. Roxana, tot. Da. Mă întreb la care din întrebări să răspund. Iau pe rând.
ce se întâmplă de fapt acasă este că copilul experimentează un gol și o lipsă. Și la început își pune întrebări despre el, își pune întrebări despre părinte, își pune întrebări despre ceilalți, după care, așa cum a spus și Liviu, găsește o modalitate de a face față. Da? Evident că niciun părinte nu se trezește dimineața cu propunerea astăzi o să fiu un pic cam narcisică cu copilul meu. Nu. Și acea mamă, la rândul ei, a fost deprivată și e cumva ceva ce se transmite din generație în generație, pentru că noi, să nu uităm, suntem într-o zonă în care am fost destul de deprivați, în primul rând cultural, ca societate, și suntem în zona aceea unde copiii se pupă în somn, ca să nu-și o ia în cap, unde gura lumii contează, unde este mai important să vedem cum arătăm decât cum suntem și ceea ce simțim. Și atunci în sine am putea să spunem că narcisismul este o rană, da? Și practic persoana cu această rană este așa micuță și se străduiește și face un efort foarte mare să le arate celorlalți că este atât. Da? În timp, acest efort îi costă foarte mult și ca să poată să facă față, atunci se detașează. Da? Dar în spatele acestor măști este un copil singur, deprivat, destul de nesigur, un copil care se întreabă sunt așa sau nu sunt așa, pentru că nu mă validează nimeni, și este un copil care în momentul în care iese în lume și pentru că a fost educat să atragă privirea, începe să primească validarea din afară. Și asta este un soi de balsam pentru el. E nectarul zeilor, ca să spunem. Este cumva acel copil care, pentru că n-a primit atenția altora, și-a dat-o singur. Cumva. Câteodată este așa și pentru că spuneai să facem cumva diferența între narcisismul ăsta sau trăsăturile narcisice aruncate în fața tuturor și ceea ce numim narcisistul de dulap. Adică ascuns, mult mai victimă, mult mai eu nu pot, nu mă descurc, trebuie să mă ajuți, dar în general pe piață și în business îi întâlnim pe aceștia de succes. Adică e o diferență, în toată lumea este, nu știu să zicem, Donald Trump. Da? Dar ai crescut într-un anumit fel ca să ajungi Donald Trump. Da. Hai să văd ce pot să mai adaug. Mi place că sunt după tine. Ce aș putea să adaug este că, într-adevăr, narcisismul este o reflexie a nesiguranței de sine și întrebai despre relația cu o mamă narcisică și ce simte un copil acasă. Din păcate, de obicei, o mamă cu trăsături narcisice va face din acel copil o extensie a sa. Va încerca să își îndeplinească toate visele, va încerca să își însușească toate reușitele pe care acel copil le va avea și de cele mai multe ori acelui copil îi va fi furată identitatea. Cel mai mult putem să ne dăm seama în etapa de dezvoltare după 6-7 ani, când realmente ar trebui ca acel copil să devină un individ, să devină o entitate separată, separată de părinții săi. Acela este momentul în care mama devine și mai protectoare, devine și mai controlatoare, indiferent cum este imaginea de exterior și de la grădiniță. Iar în spatele ușilor închise, acesta este un copil care se va simți extrem de puternic în nesiguranță. Mesajul unei astfel de mame, de multe ori poate suna pozitiv, în sensul în care îi se spune copilului în mod excesiv: ai grijă, oamenii sunt periculoși, se poate întâmpla ceva rău. În schimb, mesajul din spate, de fapt, este singurul loc în care ești în siguranță, este alături de mine. Așa? Pentru că ești mult prea slab fără mine.
Exact, exact. Mulțumesc frumos de completare. Și așa ajungem să devenim poate acești adulți nesiguri, temători, excesiv de obedienți, acei foști copii cu minți, dacă vreți, ai mamelor narcisiste. Și într-adevăr, de aici încolo urmează acei pași în care trebuie să înțelegem cum se reperează sincer și clar narcisismul, care sunt pașii prin care putem să învingem partea asta, pentru că sunt niște pași foarte clari, nu neapărat cei 5 din articolele pe care Roxana le menționa, și să învățăm diverse mecanisme pe care, de altfel, în această carte le regăsim și sunt extrem de bine detaliate, moduri în care să punem limite sănătoase în relație cu acești părinți și nu numai, că nu doar părinții sunt narcisiști, ci și șeful de la serviciu uneori și prietena de la grădiniță și așa mai departe. Pentru că a vorbit Maria de cele două tipologii, narcisismul grandios și narcisismul vulnerabil, ambele tipologii au la bază lipsa de oglindire. Și anume, copilul are nevoie să se vadă atunci când se naște, crește și se dezvoltă, are nevoie să se vadă în ochii mamei, cum spun cărțile, dar merg mai departe și spun că în ochii părinților, și ajunge să se privească pe sine așa cum se vede în ochii părinților. Pentru persoana narcisică, aș spune că această lipsă de oglindire este o dramă, pentru că el nu reușește să se vadă pe sine cu nevoile lui, cu dorințele lui, cu așteptările lui, cu emoțiile lui, și să învețe să le identifice și să le gestioneze. Întrucât părintele își îndeplinește propriile dorințe, temeri, așteptări prin intermediul copilului și îl tratează ca pe o extensie a propriei persoane. Și tocmai de aceea el primește mesajul: nu fii tu cel care ești, fii tu cel de care am eu nevoie. Ulterior va vedea viața ca pe o reprezentație, va juca un rol, va avea sentimentul mereu că trebuie să joace un rol și chiar își va dezvolta un sine fals bazat pe așteptările pe care crede că ceilalți le au de la ei. Își va îndrepta atenția asupra celorlalți, va experimenta un sentiment de inadecvare, de impostură chiar, de nesiguranță de sine, de îndoială cu privire la propriile gânduri, percepții, va experimenta un sentiment de nesiguranță și de lipsă de libertate cu privire la și la propriile decizii. Și acest deficit emoțional ulterior este transformat fie într-un comportament de neajutorare perpetu, ceea ce definește narcisismul vulnerabil, fie va fi, această durere va fi supracompensată și transformată într-un comportament grandios, ceea ce definește narcisismul grandios. Da. cam greu să mai spun ceva. În schimb, mi-ar plăcea foarte mult să merg într-un exemplu din carte, în care este o poveste prin care o mamă are o altă mamă care niciodată nu a ascultat-o, niciodată nu a fost atentă la fiica ei, și fiica ei, devenind la rândul ei mamă, ce îi făcea fiicei din acel moment? Pur și simplu îi spunea: vreau ca tu să mă asculți pe mine, vreau ca tu să stai cu mine și să mă asculți și să fii acolo pentru mine. Asta este un alt exemplu de narcisism vulnerabil, prin care eu nu îți spun ție cât de minunată sunt, ci te fac pe tine să nu mai ai propria ta viață. De ce? Pentru că mentalitatea din spate este că eu mă văd pe mine foarte, foarte jos. Pentru că eu mă văd pe mine foarte jos, dacă tu ești mai sus decât mine, poți oricând să mă abandonezi. Și de aceea narcisismul are și natura aceasta foarte periculoasă și foarte toxică, prin care
îi punem la pământ pe ceilalți din jurul nostru. Din aceeași încercare de protecție și de autoprotecție până la urmă. Dar pentru că am ajuns la carte și, repet, este o carte foarte interesantă și de citit cu pixul în mână, așa, și cu notițele în mână. Ce facem dacă am trecut prin experiența asta până la urmă, nu? Și dacă am crescut într-un astfel de mediu, ce facem mai departe? Cum ne suntem de folos nouă înșine? De unde începem? Începem în primul rând de la noi, de la accepta faptul că, ok, nu am avut ceea ce am avut nevoie emoțional vorbind. E foarte greu să accepti. Dacă... Cel mai greu pas, de fapt, da. Da, este foarte greu să accepti pentru că eu și mama mea nu putem să arătăm vulnerabilitate, dar fără acest pas nu putem să trecem mai departe și să facem niște lucruri pentru noi. Până la urmă, noi păstrăm ceea ce ne-a oferit acest tip de parenting, pentru că nu tot ce vine din această relație este ceva toxic. Păstrăm ce ne este necesar și încercăm să suplinim lipsa și deprivarea, încercăm să dezvoltăm noi o mamă bună inside, încercăm să ne luăm de la oamenii din jurul nostru, încercăm să înțelegem ce se întâmplă acolo. Și cred că ceea ce văd cel mai mult în terapie este că aceste frice ale mamelor narcisice învață să fie bune pentru ele, deci învață să fie o mamă bună pentru ele, având la rândul lor copii și fiind foarte motivate să nu repete această poveste. Și de cele mai multe ori, cumva, expresia este, am învățat de la fica mea sau de la cum să fiu părinte pentru mine, fiind părinte pentru fica mea sau pentru fiul meu. Foarte frumos spus. Ce ar mai putea face aceste fiice, dacă ne referim la fiice? Hai să zicem declicul. Când își dau seama că ceva e? De foarte multe ori își dau seama în terapie, zicem foarte sinceră. Dar un prim pas pe care ar fi bine să îl facem dacă avem cel mai mic dubiu că ne aflăm într-o situație de genul ăsta, ar fi să ne așezăm informațiile în ordine. Ar fi să ne educăm, să ne psihoeducăm, să citim. Poate chiar și această carte, pentru că are multe detalii și multe nuanțe prin care putem identifica un părinte narcisist. Dacă din punct de vedere cognitiv reușim să punem informațiile cap la cap, începem să înțelegem care sunt acele trăsături, care sunt acele comportamente nepotrivite cu care noi poate suntem obișnuiți, dar nu ar trebui, sunt de fapt comportamente care creează dependență, care creează multă autocritică, acela este un punct de plecare. Am putea porni spre a înțelege că există mecanisme prin care putem combate narcisismul. Un al doilea pas, după ce ne educăm, ar fi să structurăm niște limite sănătoase în relație cu aceste persoane pe care le identificăm ca având trăsături narcisice. Ar trebui să punem niște limite sănătoase clare, dar în speță anumite limite cărora să le fim loiale, pentru că va fi destul de dificil procesul de a pune limite într-o relație, spre exemplu, cu o mamă care are trăsături narcisice, și procesul va fi unul de disconfort, de aceea se pune atât de mult accent pe această loialitate. Un al treilea pas ar fi, și foarte frumos menționat de Roxana, ar fi această reparentalizare despre care auzim. De cele mai multe ori avem tendința să mergem în afara noastră și să confruntăm acea persoană care ne dăm seama și conștientizăm că ne-a făcut rău la un anumit moment, dar după ce facem această confruntare ne dăm seama că nu ne simțim mai bine. Din contră, poate ne simțim mai rău. Asta pentru că ne așteptăm ca rezolvarea să fie în afara noastră. Ne așteptăm ca acel părinte să-și modifice comportamentul și suntem extrem de surprinși când acest lucru nu se întâmplă și abia atunci înțelegem să ne calibrăm așteptările și să ne dăm seama că modul în care noi ne raportăm la acea persoană va schimba totul.
Ce mi-a atras atenția în completarea ceea ce au spus colegele mele referitor la întrebarea ta, Maria, ce putem face, mi-a atras atenția o recomandare pe care o regăsim în carte, și anume jelirea relației pe care mi-am fi dorit să o avem cu propria noastră mamă. Iar asta vine cu mult mai multe lucruri, cu jelirea unor părți reprimate din noi, cum spuneam mai devreme, în contextul lipsei de oglindire, apropiilor nevoi, apropiilor noastre emoții, nu ne-am dezvoltat o identitate stabilă, clară, nu ne-am dezvoltat un sentiment al proprii valori, astfel că ele au nevoie să fie construite și să ne susținem dezvoltarea personală, și nu doar să ne autosustinem în această creștere, dar să ne și asumăm, pentru că în prima fază putem să intrăm în terapie, apropo de ce spuneai tu, Alexandra, că ne dăm seama în terapie că mamele noastre sunt narcisice, riscăm să vrem să construim acest proces de dezvoltare și să ne cunoaștem în speranța că în sfârșit mama noastră ne va vedea. E un drum cu duș și întors. În primul rând, e nevoie să facem lucrul acesta pentru noi și să ne construim o identitate și un sentiment al propriei valori care să funcționeze în sprijinul nostru, în beneficiul nostru, pentru că pentru mama narcisică nevoile ei au fost mereu cele mai importante, iar acum e nevoie să învățăm ca nevoile noastre să fie prioritare. Și mai e ceva, cel puțin în cazul relației cu mama narcisică vulnerabilă, e important să renunțăm la speranța că o putem salva. Și în cazul ambelor tipologii de mame narcisice, să renunțăm la speranța că ele se pot schimba dacă noi facem ceva. Ele se pot schimba doar dacă își asumă, dacă dobândesc o capacitate de a se uita la ele însele, de a fi dispuse să învețe să repare și să lucreze la propria creștere. Abia atunci putem să construim o relație. Și poate ar fi de remarcat aici cumva că persoanele cu multe trăsături narcisice, să spunem, sunt cele care vin cel mai rar în cabinetele de psihoterapie, și că atunci așteptarea ca ele să se schimbe e cea care ar trebui să fie cea mai mică, cumva, Liviu. Da. Eu văd un om sănătos prin două lucruri foarte, foarte importante, și anume autonomie și recunoștință. Dacă dezvoltăm cele două caracteristici, o să vedem că o să avem și meritele pentru a-i face față unei mame narcisice. E foarte important să avem autonomie, iar prin această autonomie să învățăm să punem niște limite, să înțelegem când este vorba de un șantaj emoțional, să înțelegem când într-adevăr este chiar o problemă și să putem să facem diferența între ele. Pentru că, ok, mama suferă de narcisism, da? De tulburarea narcisică. Dar asta nu înseamnă că tot ce spune este doar o manipulare. Ok? Și atunci, bun, învățăm această autonomie, după ce o dezvoltăm pe aceasta, putem să venim și cu recunoștința, pentru că autonomia, fără recunoștință, poate să se ducă foarte ușor în tiranie, în forță mult prea mare. Iar recunoștința vine și poate să îmbrânzească inclusiv relația cu mama narcisică. Și aș mai adăuga ceva. Cred că pur și simplu mantra acestor fiice e de schimbat și se schimbă. Mă trezesc dimineața și spun că mă văd pe mine, că mă uit la mine, că contează mai puțin ce se întâmplă în rest și mă uit cu compasiune și cu înțelegere. Da? Cum îmi trăiesc viața de acum înainte? Da? Pentru că de fapt despre asta este vorba. Cum integrez părțile astea pierdute din mine? Și cum schimb cumva vocea aceea interioară dintr-una foarte critică la una alta, nu?
Da, eu mă oferesc în ultima vreme să discut despre copilul interior și vocea interioară, pentru că a fost atât de smotocită pe peste tot. Adevărat, știu, dar puteam să fac media. General, toată lumea, da, fiind să acum informație disponibilă, toată lumea audise că în toate părțile, cumva. Da, ideea este că vocea aceea... Vocea aceea... auzim, cumva. Ne place sau nu ne place, să recunoaștem sau să nu recunoaștem, e acolo. Da, și cumva trebuie să separăm vocea care ne orientează pe ce... ce vor ceilalți de la noi și mai mult ce sunt eu, cine sunt eu, ce vreau eu de la mine, ce pot. Dacă se poate, exact ce spunea Roxana, vine foarte frumos, chiar pe exemplu de care îl spuneam mai devreme, în care mama obligă fata să îi fie un confident, să fie acolo, să stea. Și acea fiică va dezvolta un comportament de a-i face pe plac, de a face pe plac oamenilor. Exact. Exact. Și de asta este extrem de toxic, pentru că nu se oprește în relația aceea, ci radiază în toate relațiile pe care le are fiica. Și ajungem așa de la trecerea de la people pleaser la self pleaser, nu? Cumva asta e soluția până la urmă. Alexandra, te rog. Da, soluția ar fi să mă aleg pe mine. Adică să aleg să gândesc cu propriile cuvinte, cu propriile gânduri, să-mi asum propriile idei. Pentru că, da, de cele mai multe ori, vocea părinților devine și vocea interioară a adultului de mai târziu, dar asta până în momentul în care înțelege că el poate să aleagă să schimbe acest script și pur și simplu să-și construiască o voce ce îi aparține. Cu acea mantră, cu tot ce e necesar. Eu mă gândesc la axarea pe dezvoltarea personală și să învățăm să ne, să ne cultivăm autonomie și un sentiment de autoprotecție, vorbea Alexandra și de fapt toți ceilalți colegi despre stabilirea granițelor. Aș zice că ăsta este firul roșu al lucrurilor cu propria persoană în experiența relației cu mamă narcisică. Și în această dezvoltare personală, sigur, putem vorbi să de identificarea și gestionarea propriilor emoții, de gestionarea gândurilor negative. Chiar este un exercițiu foarte simpatic în carte despre diferențierea dintre gândurile semnal și gândurile zgomot. Desigur, autoarea oferă în cuprinsul cărții diverse studii de caz și exerciții interactive prin care putem să înțelegem mai în profunzime dinamica relației mamă narcisică, fiica mamei narcisice, dar aș merge și mai departe cu privire la orice, la relațiile părinți-copii, pentru că un copil poate experimenta o relație și cu un tată narcisic, astfel încât exercițiile acestea și conținutul cărții este foarte util pentru orice tip de dinamică și cu atât mai mult construirea unei capacități de exprimare a propriei persoane. Asta este foarte important. Cumva spunea Alexandra că în principiu își dai seama când ajung în jocul terapiei sau în timpul terapiei, întrebarea este ce le aduce cumva în terapie, care sunt comportamentele sau ce le deranjează de ajung în terapie până la urmă. De obicei, eu încep prin a spune, eu nu am încredere în mine deloc, simt că stima mea de sine este sub nivelul mării. De multe ori experimentează atacuri de panică, episoade depresive, din păcate. Sunt persoane care nu au încredere să țină o prezentare la job sau pur și simplu să-și ceară o mărire salarială, deși ele se autoevaluează corect și știu că ar merita acea mărire salarială. De aici se naște, la un moment dat, poate, evident, după mai multe sesiuni, ideea că e posibil ca acea persoană pe care o avem în față să fie avut un părinte cu trăsături narcisice. Clinic. De multe ori în terapie aduce depresia și amenințarea partenerului că te las. De data asta te las. Sau amenințarea unui copil adult, nu mai vin. Nu mai vin de Crăciun, nu mai vin de sărbători, nu mai vin. Adică nu
întotdeauna reușesc să aibă sau să-și construiască acest insight. Și atunci, ori partea aceea singură și deprivată duce înspre depresie și atunci prima dată îi aduce depresia și mai târziu își dau seama care este sursa, sau îi aduce strânsul cu ușa de către o persoană semnificativă pentru ei, ca mâna. Dacă îmi zice șeful, te concediez, dacă nu pleci eu și am încredere în mine, să zic, la revedere, mai sunt alții care nu vor. Da? Dar trebuie să fie o persoană semnificativă care să pună o graniță și o limită dură. Îi mai poate duce și o senzație de gol interior. În momentul în care intră în relație și pur și simplu nu reușesc să se conecteze, să creeze o conexiune cu partenerul. Pentru că întotdeauna se așteaptă să fie judecat, să fie criticat, să fie atacat și atunci, din frică, nu se mai poate conecta. Și vine în terapie și îmi spun, nu simt. Nu pot să simt. Da, pentru că nu îți dai voie să simți și atunci putem să explorăm această situație. Este foarte important să menționăm și faptul că există o diferență între mamele cu fiice și mamele cu băieți. Deci, corect. Mamele narcisice intră în competiție cu fiicele narcisice, însă cu băieții intră în competiție pentru. Și atunci apar acei băieți care sunt băieții mamii. Cât despre fiice, Oana? Răspund la întrebarea de dinainte sau... Exact. Aș completa ceea ce au spus colegii mei apropo de ce aduce pe narcisici în terapie și simptomele de burnout. Pentru că ei au tendința de a supracompensa acest deficit emoțional, acest sentiment de gol interior, de inadecvare, pentru un perfecționism. Prin realizări remarcabile, prin performanță extremă, printr-o hărnicie exagerată, prin preluarea unor sarcini extrem de dificile și desigur că nu își conștientizează limitele pentru că nici n-au acces la propriul interior și la propria suferință, pentru că acea suferință și-au reprimat-o, ceea ce îi face ulterior și lipsiți de empatie sau cu o empatie restrânsă, superficială, pentru că ei nu pot să se conecteze cu emoțiile celorlalți, ca o consecință a faptului că nu se pot conecta cu propriile emoții. Și ulterior, sigur, ajung în terapie cu somatizări, pentru că ce nu putem conține la nivel psihic, ajungem să descărcăm în corp. Iar despre fiice, mai avem încă o zi pentru asta. Fiicele mamelor narcisice ajung în terapie, cum spuneam mai devreme, sperând că după ce au încercat ani sau zeci de ani să ajungă la inima, la interiorul propriei mame, ceea ce, cum spuneam mai devreme, este o iluzie, pentru că mama se sperie de lucrul acesta, se sperie să dea acces fiicei la propriul interior, pentru că e frică și ei de ce ar putea să găsească. Astfel încât în terapie speră că o să găsească o soluție magică să poată să creeze o relație cu ea. Dar, din fericire, să sperăm că află ca întâi să creeze o relație cu propria persoană. Și pentru că vorbeam despre relații, da, ajung în terapie și pentru că relațiile nu funcționează așa cum și-ar dori să funcționeze, pentru că, mă rog, ne plac bad guys doar și cu ceilalți ne plictisim, pentru că așa ne-am obișnuit să fie tot timpul tensiune și ceva acolo, nu?
O să răspund din perspectiva terapiei de cuplu. Vin cu un spus mai devreme, trash. Să așează și spun, eu nu am nicio problemă, dar sper că o să-i spun tu că are eu o problemă. Și înainte de asta aș vrea să știu unde ai făcut facultatea, ce formare ai făcut, câți ani ai de experiență, pentru că e o formă de control. Pentru că vreau să știu și să mă asigur că poți să mă duci. E complicatoare. Și în momentul în care te bombăcesc un pic și știu că poți să-i duci, în momentul acela te lasă să intri. Și cumva în cuplu descoperă și persoana cu trăsături narcisice, dar și cealaltă persoană, că nu a făcut ce nu e degeaba. Fiecare înțelege ce anume are de luat din partea de cuplu, pentru că relația de cuplu este dinamică. Nu scuzați, ticăloșul narcisic sau bebeci sau victima, da. Acolo este o dinamică care se menține și până la urmă în terapia de cuplu cu această dinamică se lucrează. E foarte frumoasă terapia de cuplu dintr-o perspectivă, bine, din foarte multe, dar dintr-o perspectivă a faptului că cei care sunt de 20, 30, 40, 50 de ani sunt totuși într-o etapă de dezvoltare evolutivă. Au abilitatea de a înțelege, de a se educa, de a identifica pur și simplu comportamente noi, mai potrivite, prin care să aibă lângă sine un partener potrivit sau prin care să-și modifice ei propriile perspective astfel încât să construiască un comportament potrivit pentru partenerul lor. În terapia de cuplu, atunci când avem unul dintre cei doi cu trăsături narcisice, se vorbește mult și despre trădare, se vorbește mult despre manipulare, se vorbește extrem de mult despre gaslighting, pe care de multe ori acest gaslighting, despre care s-a tot vorbit în ultimii ani, îl facem fără să ne dăm seama. Îl și simțim pe propria piele fără să ne dăm seama și uneori fără cunoștință îl aplicăm pe celălalt. Și atunci începe cu o psihoeducație, dar într-adevăr cu un check-up al terapeutului, cu câte formări are, câți ani în spate, dacă există pe colegiu și așa mai departe. N-am înțeles întrebarea, nu? Orice! În primul rând, pentru o relație e nevoie de doi, iar persoana narcisică îl tratează pe celălalt ca o funcție. Dacă pentru mama narcisică grandioasă celălalt are rol de public pentru a-și etala importanța de sine, pentru mama narcisică vulnerabilă celălalt are rol de suport. Astfel încât o relație e posibilă atunci când există două individualități. Ce aș vrea să mai adaug este că nu trebuie să considerăm că în cabinet va veni omul negru și victima, că nu este vorba despre asta. Dacă, spre exemplu, partenera este o fiică a unei foste mame narcisice sau a unei mame narcisice, atunci trebuie să și înțelegem că există o probabilitate suficient de mare ca inconștient acea fiică să fie ales un partener care să îi aducă aceleași sentimente, aceeași suferință care este cunoscută ei, creierului ei, corpului ei, emoțiilor ei. E ceva extrem, extrem de familiar. Și atunci s-a făcut spațiu pentru această personalitate, partenerul, care răspunde corespunzător programului. Și am fi vrut să luăm și întrebări din public și o să facem asta imediat, dar are și Sorina întrebare deja. De fapt, nu este o întrebare, pentru că noi în ultima perioadă, de când a ieșit cartea de la tipar Fiicele adulte ale mamelor narcisice, am vorbit cu Oana pe la tot felul de emisiuni, dar mai ales cu Liviu și la el la radio și la mine la canal 33. Aș vrea să-l rog pe Liviu să vă povestească
cu umorul specific acelei, eu știu despre ce este vorba, un moment din carte în care autoarea vorbește despre faptul că o mamă narcisistă, care mai mult ca sigur purta aceleași măsuri la halbe cu... Da, și s-a întâmplat și la mine cel puțin în familie chestia asta, așa, în care mama respectivă roagă și să continui, tu pentru că este foarte amuzant, dar și elocvent, relevant acel episod. Da, este foarte, foarte bine expus în carte un exemplu în care o mamă narcisică se duce către fiica ei, luându-i perechea preferată de blugi, purtând-o, ducându-se la ea și îi spune: da, știu că este perechea ta preferată de blugi, dar nu e așa că mie îmi stă mai bine cu ea? Este un exemplu foarte clar de a-l pune pe celălalt mult mai jos, de a îi crea o imagine mult mai mică decât a mea. De ce? Ca să nu mă părăsești. Dar aș vrea să mă întorc un pic și la cuplu, pentru că este foarte important să spunem că în relația cu un narcisic, cel mai des intră o persoană care are o care merge pe dependență, da? De ce? Pentru că îl vede atât de grandios, atât de frumos, atât de mare și se simte în siguranță. Iar ce îi oferă la schimb este acea venerare, acel aplaudaci în continuu. Asta nu înseamnă că a fi într-o relație cu un narcisic este o nenorocire. În cazul în care amândoi își doresc să repare lucrul ăsta în cuplu, cu siguranță se poate lucra foarte frumos și cu greu, dar se poate. Cumva n-aș vrea să rămână nimeni cu senzația că punem o stigmă pe ceea ce se întâmplă. Exact. Adică fiecare este cine este până la urmă și trebuie să învățăm cumva să facem față a ceea ce ni s-a întâmplat. Ziceam că luăm și întrebări, dacă aveți întrebări, dacă are cineva întrebări. Dacă nu, m-aș mai întoarce un pic la relațiile pe care le au copiii părinților narcisici în relațiile semnificative pe care le au ulterior în viață, pentru că și acolo apar diverse inadvertențe, să spunem, lucruri care nu se leagă și care nu funcționează neapărat bine. Ideea este că noi în cuplu repetăm cumva, dacă nu am lucrat cu noi, un tipar de atașament pe care nu l-am avut în familia de bază. Da? Și atunci s-ar putea ca prietena noastră cea mai bună să semene cu mama, partenerul să semene cu mama sau cu tatăl, depinde cine a fost cu trăsături, să mă regăsesc mereu în joburi și în niște locuri de muncă unde șeful are aceste trăsături, pentru că îmi este familiar. Familiarul este mai ușor de dus decât necunoscutul sau incertitudinea. Da? În momentul în care eu am trăit neștiind cine sunt, incertitudinea este ceva care îmi creează foarte multă anxietate. Ce aș vrea să mai adaug, pentru că spuneam că atunci când din aceste persoane în cabinet, adică, spre exemplu, în speță cuplu, ei vin într-o etapă evolutivă, adică ei au în orice moment capacitatea și abilitatea de a se schimba, de a învăța lucruri noi, asta dacă vor avea și voința necesară. Există totuși o diferență a momentului în care, să spunem că mama narcisică vine în cabinet, pentru că trebuie să înțelegem că există totuși o altă etapă de dezvoltare a acestor mame, se numește o etapă evaluativă și, practic, creierul lor va construi anumite mecanisme astfel încât să anuleze modul în care cei din etapa de care are nevoia asta de a spune, de a scoate tot ce e
preocuparea lor va fi primită. Și atunci ar fi și asta de menționat. Există acele cupluri, poate 30, 40, 50 de ani, care vin pe structura asta de schimbare. În schimb, vin și cele în etapă evaluativă. Ei sunt în etapă evaluativă, ceea ce înseamnă că fiecare dimineață pentru ei este ca o coală albă. Pur și simplu, pe acea coală, în fiecare dimineață, pe o pagină așa mentală, apare întrebarea: am fost o mamă bună? Am fost un tată bun? Căsnicia mea a fost fericită? Și culmea este că ei vor supraviețui tocmai pentru că lor creier va construi mesaje, dar sigur, bineînțeles, te-ai sacrificat, ai făcut tot ce a fost mai bun și pentru partenerul tău și pentru copilul tău. Aș mai completa ceva. Există o particularitate a părinților cu trăsături narcisice. Nu pot să ducă 2, 3 sau 4 copii. În momentul în care am 2, 3 copii, unul va fi the golden child și va fi prelungirea mea, iar ceilalți vor fi mai neagră. Și acum depinde foarte mult când ajungem în terapie dacă ai fost the golden child sau the scapegoat. Da. Mai e iarăși un lucru foarte important să înțelegem că dacă există un părinte narcisic și unul dependent, copilul acela va primi mesaje duble. Și din partea de fii tare, hai că poți, și celălalt, ei, dar lasă tu de la tine. Și asta va duce un copil cu alte tulburări mult mai dificile. Așa, pe final, continuând ideea începută de colegii mei, și anume să nu răstignim așa trăsătura narcisică, spune că avem cu toții nevoie de doză sănătoasă de narcisism, fără ea nu se poate dezvolta personalitatea și avem nevoie nu doar la începutul vieții să ne menținem acea doză optimă de narcisism, dar și ulterior ea să fie cultivată într-un mod echilibrat. Cred că echilibrul este cel care ne ajută, pentru că ceea ce duce la acel dezechilibru și la conturarea trăsăturilor narcisice patologice e tocmai acest prea mult sau prea puțin. Ba mai mult, e important să observăm că în anumite momente din viața noastră, când suntem mai obosiți, mai stresați sau copleșiți de anumite experiențe foarte intense, cu toții experimentăm reacții și trăsături narcisice care ele în sine nu devin patologice. Ceea ce face ca ele să fie patologice e mai degrabă măsura și modul în care ele se manifestă. Dacă ele sunt comportamente automate, frecvente, și nu există o capacitate de conștientizare, de autoreflecție, de asumare de răspundere, de reparație, dacă există totuși interes și empatie pentru nevoile și dorințele celor din jur, dacă există o dorință de a ne cultiva relațiile, de a ne asuma răspunderea, de a ne evalua reacțiile și motivațiile, atunci aceste comportamente narcisice sunt mai degrabă regresive, comportamente regresive, regresia fiind altfel un mecanism psihic de apărare în fața unor situații dificile. Și dacă ulterior, atunci când nu mai suntem sub impulsul acelor factori stresori, revenim la o disponibilitate de a ne uita la noi înșine, de a ne susține creșterea și de a ne hrăni relațiile, atunci suntem bine. Cred că asta e și concluzia cu care putem să încheiem discuția din seara aceasta. Mulțumesc foarte mult, a fost o discuție pentru mine cel puțin foarte interesantă, sper și că și pentru voi a fost la fel. Mulțumesc frumos, cumpărați cartea dacă vi se pare interesantă. Mie mi s-a părut foarte interesantă, sincer, și cred că poate fi folosită chiar ca instrument de psihoeducație, cum zicea Alexandra.